În iulie 1969, Neil Armstrong și Buzz Aldrin au intrat în istorie ca primii oameni care au pășit pe suprafața lunii. 5 alte misiuni cu echipaj uman au ajuns pe lună în anii următori, înainte ca programul Apollo să se încheie în 1972. Ce au lăsat oamenii pe lună? Până în prezent, 24 de astronauți, toți americani, au vizitat luna, dintre care 12 au mers pe suprafața sa. Și mai mulți astronauți sunt programați să facă acest lucru în cadrul programului spațial Artemis lansat în 2017. Acestora li se adaugă numeroase misiuni fără echipaj, începând cu sonda sovietică Luna 2, care a fost prima care s-a prăbușit pe lună, în 1959. În total, omenirea a trimis aproximativ 225 de mii de kilograme de artefacte umane pe suprafața satelitului nostru natural. Peste 70 de vehicule spațiale rămân pe lună, din simplul motiv că sunt grele și costul de a le aduce înapoi este prea mare. Aceasta reprezintă cea mai mare parte a masei lăsate acolo. O altă parte este formată din deșeurile produse în timpul călătoriei, pe care astronauții le-au aruncat la destinație. Pe lângă gunoi, de la ambalajele alimentare la șervețele umede, aproape 100 de pachete cu urină și excremente umane au fost abandonate acolo. Astronauții din misiunile Apollo au lăsat în urmă și unelte și echipamente de televiziune de care nu mai aveau nevoie. Ei renunțau la greutatea suplimentară din modulele lor de comandă pentru a maximiza cantitatea de mostre de pe suprafața lunii pe care o puteau aduce înapoi pe Pământ. În schimbul a ceea ce au lăsat în urmă, misiunile Apollo au reușit să aducă aproximativ 385 de kilograme de roci selenare și sol. Apoi există suvenirurile. 6 steaguri americane au fost plantate pe suprafața lunii. Cel mai probabil sunt decolorate acum, la fel ca fotografia pe care Charles Duke a lăsat-o acolo cu el și familia sa. De asemenea, 2 mingi de golf sunt undeva pe lună, după ce Alan Shepard a încercat să lovească una în gravitația scăzută. Modulul de aselenizare al misiunii Apollo 11 este încă acolo, marcat cu o placă pe care scrie: aici oamenii de pe planeta Pământ au pășit pentru prima dată pe lună în iulie 1969 după Hristos. Am venit în pace pentru întreaga omenire.